Iată-ne ajungi foarte aproape de finalul acestei importante scrieri nou-testamentare. Vom finaliza astăzi parcursul nostru sintetic prin Epistola Apostolului Pavel către Galateni, scriere care atrage atenția asupra suficienței și superiorității totale și absolute a lui Iisus Hristos în ce privește mântuirea. Unul dintre versetele remarcabile din acest text, din ultimul capitol mai precis, ne pune înainte unul dintre cele mai importante principii divine pentru viața oricărui om. Un adevăr implacabil, o lege neschimbabilă și inevitabilă, care acționează în orice domeniu și sferă de viață. Și anume, Galateni capitolul 6, versetul 7, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul, aceea va și secera. Am încheiat citatul. Adică, pe scurt, semeni grâu, grâu vei culege. Semeni vânt, culegi furtună. Este cazul de aceea să te întrebi serios și des, zilnic dacă se poate, ce ai plantat de când te-ai întors la Dumnezeu, de când l-ai acceptat pe Hristos ca Mântuitor și Domn? Ce ai plantat azi? Nu cumva semințele nelegiuirii? Să nu te aștepți să culegi altceva? Iar dacă ai semănat semințele evlaviei, atunci asta va crește și asta vei secera. Te sfătuiesc așadar să nu obosești să plantezi semințele cuvântului lui Dumnezeu. Vezi și Isaia 55, versetele 10 și 11. Apoi, continuă să umbli prin Duhul și să faci tot binele în consecință. Între pământ și cer, și între biserică și credincioși și lume, există o punte, crucea. Crucea de la Golgota, pe care a murit Hristos pentru omenire, poate modela, poate influența covârșitor și poate transforma total și comportamentul tău mai mult decât orice altceva. Poate face din tine o persoană neprihănită și care nu se va putea lăuda cu bunătatea, credincioșia sau ascultarea ei, pentru că le-a primit în dar. Tot ce vei putea face este doar să onorezi, să binecuvântezi, să glorifici pe cel ce a murit pe crucea de pe Golgota. Iudaizatorii voiau să-i determine pe credincioșii din Galatia să creadă că trebuiau să se taie împrejur ca să fie siguri că sunt mântuiți. Dar Apostolul Pavel a demonstrat că circumcizia, scrijelarea trupului, nu înseamnă nimic în ce privește mântuirea. Doar ce scrie și modelează Duhul lui Dumnezeu în inima, în sufletul, în viața credinciosului, este ceea ce contează. Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă, precizează ferm, tranșant, decisiv Pavel în Galateni capitolul 6, versetul 15. Apropiindu-se de încheierea scrisorii sale, Apostolul Pavel îndreaptă privirile destinatarilor săi către semnele din trupul său, pe care le califică drept semnături ale Mântuitorului însuși. De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Citim în versetul 17 din Galateni 6. Dacă vă interesează de unde vin acele semne, cicatrici, amintiți-vă, recitiți 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23 la 27, unde veți parcurge o lungă listă a încercărilor prin care a trecut Pavel de dragul Domnului Iisus. El chiar purta în trupul său și în viața sa semnele Domnului Iisus, pentru ca și viața lui să se arate în trupul nostru muritor, adaugă Apostolul în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 10. Știți ceva? Mântuitorul Iisus Hristos încă scrie cu mâna sa și însemnează cu numele său pe cei care îi aparțin și care trăiesc cu și pentru el. Fierul său de încrestat pecetluiește inimile noastre pentru veșnicie. Vei purta cu mândrie cicatricile căpătate de dragul lui?